Împreună cu Albert facem curățenia în dulăpiorul lui. Le ascuțim frumos și o să aveți ce colora. Acum nu o să mai spuneți când aveți creioane, așa? Toate cariocile care sunt uscate deja, fără dop, le aruncăm. Creioanele care trebuie să ascuțite le verificăm și le punem deoparte. Iată acesta. Facem lipă. Aruncăm. Ia uitați, fără dop, aruncăm, s-a uscat. Și Albert mă ajută. Se primește? Așa, să nu mai spuneți când aveți creioane. Am pus deoparte acestea care sunt cu griful rupt. Eu mai aleg cariocile care nu sunt bune. Pixul nu scrie, a trecut pasta. Deci asta trebuie ăștia ascuțit. Facem zeama la amiază, voi știți că noi iubim zeama. Apoi Cătălina vă face ordine de la bucătărie. E plăcut când vii la sora și din prag te învâlă și un miros de zeamă și de flământă după muncă. Bine, dar așa că e mai interesant că mâncăm toți împreună. Da. Dar unde ai tu pâinea asta coaptă, apropo? De acasă. La mama soacră. Ce gospodină! Seamă pâine de caspa cu bunătate. Ce gospodină, mămica, are Radu. Ce frumos ai pus! Ai doar două? Doar două. Ei, trebuie să cumperi vreo șase, Cătălin, că tu ai oaspe smuls. La răitoare. Aici nu este suc, e borș făcut în condiții de casă, din huște. Făcut de bunica. Noi o să filmăm într-o zi, am rugat-o deja pe bunica să filmăm cum umple ea borșul. Ștergem masa unde am lucrat. Iată, Cătălina, spre exemplu, pune legumele întregi, căci lui Radu nu-i plasc. Uitați acum a pus ea morcovul. Și tocmai zi, fac mai mășcați, pentru că mie așa-mi place. Adriana, a venit, ai simțit mirosul de zama, așa-i? Ierta miros. Nu se fac frânturi, stai foarte bine. Măi, băieți, măi, l-a spălat chiar acum, l-a spălat picioarele, a doilea, hai. Gata, ne-am dus. Ducă-mi sac la mare. Hai, repijor, toți copilașii l-a spălat mânuțile, fața și piciorușile. Curate. Curate. Cam pătruș. Nu știu. Pa, pa! Pa, pa! Închidem ușa și lasă-mi Nică. Facem ordine la terasă, la mine acasă. Aranjăm frumos încălțările. Nu se mai termină treaba asta. Astea sunt murdare, spadrilele mele. Ce interesant că sora mea îmi dă și îmi place mie. Îi pinge, lasă-i! Ia, uite, mai am o perechi la tine. Eu văd tine, nu observ, știi? Iată, acest săpun e special pentru încălțăminte. A scoat pietele de haine și încălțări. Spăl cu acest săpun că e mai ușor de spălat, mai ușor scoate pata din încălțăminte, mărdărie. Aceste încălțări le-a luat în Bulgaria. Cât de repede s-o luat, mărdărie. Hai să vedem. E plătit. Dar tare bine pot. Chiar îmi place. Faci test la filmări folosite, da? Pata la espadrile de la agute. Nu știu dacă o să curăță. Oho, dar pe când ai mâncat? De unde ți-am calcat în una? Rep de spart pentru să mă spere. Și să negri. Tatăl lui Andrean. Încălțămintele fotbaliștilor. Este lui Ierni. Cu asta. Chin. La până seara, iar le mă vedea diferența. Așa sunt frumos. Tot din Bulgaria, nu? Da. Papula cățeluș, orice place lui. Vrei să tu speri? Hai. Până aș pană papuci, să-i pun la uscat. O fac gospodine.
Mi-mi părea că sora îmi spală păpucii mii. Gata, clătim încălțămintea. Gata, stul și la talpă. Tăte cu pleacă la serviciu, gata. A fost în vizită și pleacă. Cristina, îi place apa. Mai ales când afară e cald. Apărești, uai, simplu, mi-i spăl că apărești. Am zis că o spun aici geamuri, că nu are rost. Ba, plouă, banii îngi putea la asta. Și vântul aduce de toate aici. Acum aducem banii în picioare. Nu vreau să ating pământul. Cum, Caterina, mopul meu? E super, mă duc să-mi rugă și eu. Terasa este curată. Rățușca, Cătălina, dă și ea. Nu mă uda! Asta e când eram în copilărie. Oh, apoi, ce de bine! După ce spălam, luam furtunul și ne uda. Hai la taza, la udare! Vedem reacția ei. Da! Cum? Cum? E fain! E fain! Te răcorim, Mădri? Nu. Super, sora mea, așa? Noi am mătrat un pic și curtea. Încălțările, terasa e curată. Până la cățelușilor, iar. Ia. Dacă e ierni. Așa, în toată ziua. După muncă și răsplată. Ne ducem la mămica să mâncăm plăcinți cu Mirta. Sper să-mi termin odată băiețele ăștia dulapul. Și a pus centură. S-a așezat cu mult. Dar cheia nu este. Hai, du-te tu, Lelea, hai. Vrei și tu să fii Lele. Aștept fetele și mă poc aici mașina, o căldură. E insuportabilă. E foarte cald. A venit Adriana. Mai vine o floare din grădină. Cum se aude cucul la noi aici. Iehehe, mamica e cu plăcintele. Vin neamurile, mam. Patru fete. Plăcințele cu ceapă verde, da? Cu brânză de vaci. A făcut mama și pesmiți și bâine coaptă. Și plăcintele se cuc, la noi e super. Facem plăcinte și cu varză. Acum și încă 20 minute și mâncăm plăcinte. Ce frumos plăcinte. Mica, îți primesc ideal, așa? Cine mai vrea cafea? Wow, ce frumoasă! Și acum, numai bune de mâncat plăcențelele. La bunătate și aici încă. Mica mai face de frumos. Sunt umflate, mamei. Ele cresc? Sunt cu drojdie făcute? Da, da, cu drojdie. Punem și varză cu ceapă crudă? Da, wow. Prima dată face așa ceva. Ei, da, așa. Trebuie plăcintele și pe coasă. Ei, e bună.